am schimbat managerul, deja a trecut perioada de acomodare și chiar și ieri am fost la spital și am punctat câteva obiective pe care trebuie să le finalizăm și planul de viitor al spitalului în etape exact pentru dezvoltarea spitalului. La spital sunt două aspecte pe care trebuie să marșăm foarte clar și am avut rugămintea către manager să se axeze foarte mult și în primul rând pe resursa umană, unde trebuie să fie profesionistă, capabilă și orientată către pacient. Exact cum spune la lege. Încă avem mari probleme, sunt probleme din trecut. Încercăm etapizat să luăm, sau doamna manager să ia secție cu secție, să facă o evaluare, a și început-o. Mi-a spus ieri că a avut o trecere în tot ce înseamnă corpa al spitalului și a avut o discuție cu, și cu șefii de secție și cu medici, cu personalul medical. Este la corpul B și în final va merge și la corpul D. Apropo. Am discutat ieri, numai un minut și termin. Am discutat ieri pentru prioritățile imediate în ceea ce înseamnă obiectele de investiții și avem în mod accelerat și suntem, eu nu mai spun, în ultimii 10 metri cu ceea ce înseamnă ATI și cu ceea ce înseamnă primele 6 săli de operații, sunt nimicuri și am să vă spun că e o transparență fără, nu avem nimic de ascuns. Mai este de achiziționat mobilierul nemedical și o procedură simplă, sperăm să se demareze cât mai repede, astfel încât acele spații să aibă tot ce le trebuie. Și ceva mobilier medical. Și am dat până vineri, pentru că nu s-au mișcat și aici nu este vina managerului, este vina aparatului tehnic de acolo care, din punctul meu de vedere, trebuie găsită o soluție de responsabilitate și profesionalism. În ceea ce privește referatul de necesitate și modul în care vom marja pe partea de încălzire centrală, pentru că avem Daliu și până în momentul de față n-au reușit să facă referatul de necesitate, și partea de energie electrică. Exact cum am spus, gândim o dezvoltare ca și cum ar fi casa noastră normală, corectă. Trebuie să avem energie, trebuie să avem apă, trebuie să avem canalizare, toate utilitățile să fie bine puse la punct, astfel încât după aceea să gândim marele plan de dezvoltare. Într-o marjă de timp rezonabilă, n-aș vrea să spun, mi-aș dori ca până la toamnă sau până la sfârșitul anului să avem deja planul strategic în ceea ce privește numărul de secții, numărul de paturi și orientarea tuturor camerelor pentru a demara proiectul de reabilitare al spitalului sau modernizare pe tot ceea ce înseamnă partea de cazare. Exact ce am spus. Doamna manager lucrează la acest lucru. Sunt trei variante și mi-aș dori în cel mai scurt timp posibil ca tot corpul medical să se întrunească și printr-un consiliu de administrație sau un comitet director să-mi dea soluția pe care au gândit-o ei. Eu nu sunt de specialitate și ar fi bine ca ei să se gândească cum vor, astfel încât noi, Consiliul Județean, prin consilier, să putem gândi demersurile necesare pentru a merge mai departe. Și aici, fază de alii, fonduri necesare, da? Și cum o vedea. Ori facem un întreg total, ori în fiecare an să ne propunem una, două, trei, patru secții reabilitate, astfel încât pacienții să nu sufere, pentru că toată această operațiune, toată această investiție în dezvoltare se va face cu pacienții în spital.